au fost aduși doi câini. Era un câine foarte inteligent care lucrase la vamă, o femelă, o mamă, care lucrase, cred că vreo 14 ani sau nu știu cât, la vamă. Era un câine foarte, foarte inteligent. Dar și puiul dânsei. Puiul dânsei era cam zăbăuc așa de capul lui. Avea vreo 40 de kilograme, dacă nu chiar mai bine, era foarte solid. Arăta ca un urs. Nu semăna cu ea. Arăta ca un urs. Era o corcitură ceva. Într-o zi, când le-am pus de mâncare, era un gărduleț mic, așa de vreo 70 de centimetri și ei i-am pus o farfurie într-o parte, lui i-am pus în partea cealaltă și le-am pus de mâncare la amândoi. El, neavând bun simț, s-a repezit și a mușcat-o pe mama lui. Mama lui s-a retras, n-a zis nimic. Eu am fost foarte revoltat. Cred că este ceva normal să te revolți atunci când este o nedreptate. Și cred că era o mătură acolo sau nu știu ce era și un pic l-am atins așa. Și a început o ură în el, mi-a purtat așa ură în sufletul lui, încât după ce am intrat în casă, n-am mai putut să ies afară din casă. Era înfiorător în sensul că avea niște colțuri râs de tot și semăna cu un urs. Când deschideam ușa, era gata să mă sfâșie. Nu călătra. Urla. Și era gata să repea de la mine să mă omoare. Ieșea soția mea afară, noi tocmai ce ne căsătorisem de câteva luni, ea ieșea afară, n-avea absolut nimic cu ea. Când mă vedea pe mine, prin geamul acela, era casa, avea niște geamuri de sticlă și prin geamul de sticlă, când mă vedea, era ca turbat. Stăteam și mă gândeam, la vremea respectivă, nu mergeam la biserica la care merg astăzi, dar stăteam și mă gândeam, Doamne, de când au ajuns animalele să aibă stăpânire peste noi? Eu îi dau de mâncare, eu muncesc, eu mă îngrijesc să dau apă, mâncare, n-am făcut o nedreptate. Cum te-am ajuns în situația asta? Și am făcut un plan împreună cu soția mea, am încercat, am făcut tot ce am putut ca să liniștesc. Era niște carne, undeva într-o cămăruță, am luat, i-am tăiat, i-am aruncat, nici n-a vrut să se atingă, el care era un mâncău. Atâta ură avea în sufletul său. N-am reușit câteva ceasuri să-l liniștesc. Și după aceea am luat o decizie și am zis, ori eu, ori el. Nu accept așa ceva ca un câine să pună stăpânire pe mine, care sunt un om al lui Dumnezeu. Și am luat o mătură, am întors-o invers, avea și blan așa ca la urs, am întors-o invers și am spus soției, tu deschizi ușa și eu ies afară. Dacă te mușcă, dacă te sfâșie, nu contează, n-am toate șansele, din câte mi-aduc aminte la vremea respectivă, cred că m-am și rugat, toate șansele au fost toate șansele pe care le-am dat și harul pe care le-am dat, n-au avut absolut niciun efect. După câteva ceasuri era gata să mă omoare. A deschis ușa, am ieșit cu mătura și a urmat, cred că vreo 20-30 de secunde, o luptă între mine și câinele acela. Câinele a încercat să sară, dar n-a apucat să sară la timp, eu eram pregătit. Și a luat-o la fugă, i-am fugit după el și actul acela s-a încheiat. Din momentul acela, câinele niciodată n-a mai sărit la mine. Aveam o mătură pregătită acolo pe lângă casă. Dacă mai odată mai sare la mine, nu știu ce rămâne din el. Atât de mare cât era. Dumnezeu când l-a creat pe om i-a dat o stăpânire peste animale. În plus, pe lângă aceasta, unor oameni le-a dat stăpânire peste ceilalți oameni. Bineînțeles, această stăpânire nu este dictatură, ci a dat Dumnezeu, a dat spre folosul omenirii, pentru că toate lucrurile să meargă în rânduiala pe care a dat-o Dumnezeu. În cer, nu știu dacă știți, există îngeri de diferite ranguri. În așa fel încât nimeni nu se simte complexat, nimeni nu se simte înjosit, dar fiecare își face treaba lui. Fiecare știe ce are de făcut. Sunt duhuri slujitoare, zice Dumnezeu. Pe pământ lucrurile așa au rămas. Și dau câteva exemple. Orice bărbat, atunci când se căsătorește și are copii, bărbatul trebuie să fie stăpân peste casa lui. Bărbatul este capul nevestei, dar și bărbatul trebuie să aibă ca și cap pe Hristos. Există o stăpânire peste bărbat. Bărbatul nu are dreptul să facă orice cu nevasta lui. Părinții trebuie să își stăpânească copiii până sunt copii.
Dacă nu fac lucrul ăsta, se întâmplă tot felul de nenorociri, după care începem să strigăm la Dumnezeu, Doamne, ce se întâmplă? Doamne, de ce nu faci ceva? În Sfânta Scriptură ne sunt relatate destul de multe pilde și destul de multe evenimente care atestă tot ce am spus eu acum și se referă nu la câini și oameni, ci se referă la oamenii care își dau stăpânirea pe care Dumnezeu le-a dat-o lor altor persoane. Nu vreau să intru în zona aceea în care Pavel zicea câinii aceia și se referea la niște oameni, pentru că se purtau ca niște câini. Acum recent, de vreo 2 ani de zile, am cumpărat un câine, pui, avea cam 5 luni și jumătate, vreo 18 kg, parcă mi-aduc aminte, era destul de măricel, un câine de lup, și m-am gândit că fiind pui, eu dorisem să fie mai mic, dar așa, atât s-a putut, știți vorba aceea, atât s-a putut. Și el era destul de măricel. Mie mi-a zis inițial când am vorbit cu cineva că este micuț și când a ajuns acasă era cam atât așa, era de lung, era destul de măricel și destul de înalt așa. Un câine drăgălaș, speriat, a intrat la noi în curte, după foarte scurt timp a început să-și impună punctul de vedere. Vrea să fie stăpân peste curte. A început să sară la noi, a început să ne muște, să încerce să ne muște. Și citisem undeva și văzusem pe internet de la cei care știu să se poarte cu animalele, pentru că și ele au dat peste cap rânduiala pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru ele, odată cu căderea omului în păcat. Și citisem undeva că acești câini, rasa pe care îl am și eu acum, trebuie să știe cine e stăpânul. El încearcă, trebuie să știe cine e stăpânul. Și lucrul cel mai bun nu este să-i bați, ci să-i apuci de zgardă, să-i ții jos până se liniștesc. Că ei devin agitați la un moment dat și vor să pună stăpânire peste toți cei care sunt în curte, indiferent cine sunt. Și am făcut, cred că, de vreo 3 ori lucrul ăsta și au trecut vreo 2 ani de atunci și nu mai am niciun fel de problemă. Este un câine deosebit. Din când în când așa, e mai jucăuș, mai sare pe noi, dar 3 cuvinte, 3 comenzi l-am învățat într-o singură zi și acele 3 comenzi le știe întotdeauna, le știe. Se întâmplă ceva cu noi, cel puțin în ultima perioadă. Oameni cărora Dumnezeu le-a dat stăpânire peste un anumit domeniu, își oferă stăpânirea lor altora care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Consecințele sunt dezastruoase. Nu vreau să dau exemplu acum nici din sfera socială, nici din sfera religioasă, dar totuși intrăm puțin în Sfânta Scriptură să vedem ce zice Dumnezeu, de ce se întâmplă lucrurile acestea. Apocalipsa 17, versetul 13 și 14. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Amin. Vedeți, ne aflăm în mijlocul unei lupte. Câteodată animalele încearcă să pună stăpânire pe noi, câteodată oamenii încearcă să pună stăpânire pe noi, dar de cele mai multe ori Dumnezeu zice că în vremea din urmă, oamenii cărora Dumnezeu le-a dat putere și autoritate într-un anumit domeniu, își oferă puterea și autoritatea altcuiva, nu lui Dumnezeu. Dumnezeu, odată ce a dat unui om ceva, așteaptă de la el ca el să-și exercite autoritatea, puterea, stăpânirea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Lucrul acesta nu trebuie să se transforme în dictatură. Dumnezeu n-a așezat niciodată dictatura pe pământ. Însă, în momentul în care omul alege să-și decline responsabilitatea, alege ca puterea și autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu să o dea altcuiva, că e mai bun, că e mai competent, din curtoazie creștină că așa se face, e o persoană mai importantă. În momentul în care omul face lucrul acesta, nu-și dă seama de un singur lucru. Cedând autoritatea, stăpânirea, puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, el nu poate să o cedeze altcuiva decât Satanei. Vremurile din urmă sunt încărcate de acest fenomen. Cei care au autoritate primită de la Dumnezeu renunță la autoritatea lor în favoarea unor alte persoane, unor indivizi, care n-au primit autoritatea de la Dumnezeu, dar au nevoie de ea.
Procesul acesta de a da autoritatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, ca părinte, ca virgulă copil, ca șef, ca orice în lumea aceasta, indiferent de domeniul de activitate, procesul acesta în care cineva cedează autoritatea pe care o are altui individ, altei persoane, Dumnezeu zice că este o învoială pe care omul o face cu Satana. Lui Dumnezeu nu-i trebuie autoritate înapoi, pentru că El are autoritatea absolută, supremă. El ne-a dat autoritate pentru ca lucrurile să meargă conform rânduielii sale. În momentul în care un om renunță la autoritatea și stăpânirea sa pe care i-a dat-o Dumnezeu, el de fapt, în mod poate inconștient, o dă Satanei. Și zice aici un lucru foarte important, foarte interesant. Toți au același gând. Care toți? Toți cei care sunt împotriva mielului, adică împotriva lui Hristos. Cei care sunt împotriva lui Hristos gândesc la fel. Și gândul lor este acela. Mi-a dat Dumnezeu autoritate. O dau mai departe. Mi-a dat Dumnezeu stăpânire. O dau mai departe. Vremea aceasta care am traversat-o acum recent, nu știu dacă ați observat, a fost mai evident fenomenul acesta. Pentru că unii oameni care ar fi trebuit să aibă ceva de spus și să frâneze lucrurile din interesele financiare ale unor indivizi, s-au tras în spate și au zis, îi lăsăm pe alții. Pilda aceea cu talanții. Dumnezeu a dat unuia un talent, altuia doi talanți, altuia cinci talanți, iar după vreme a venit să vadă ce s-a întâmplat cu ei. Pilda aceea este foarte elocventă. În sensul că nu este om pe pământ care să se fi născut și să nu fi primit de la Dumnezeu o autoritate, o stăpânire. Atunci când Dumnezeu a creat pe om, i-a zis bărbatului, tu ești capul nevestei tale. I-a zis bărbatului, capul tău va fi Hristos. Asta este rânduială lui Dumnezeu. Oricine își declină responsabilitatea și dă nevestei lui slujba de cap al familiei, se opune rânduielii lui Dumnezeu. Copilor le-a zis, cinstiți pe părinții voștri. Oricine renunță la rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o, de fapt face o slujbă Satanei. Se bucură și oferă Satanei puterea și stăpânirea. Toți au același gând și dau, nu la întâmplare, puterea și stăpânirea lor fiarei. Ei sunt cei care se vor război cu mielul. Cei care dau puterea pe care Dumnezeu le-a dat-o și stăpânirea și autoritatea lor pe care le-a dat-o Dumnezeu, o dau altuia, aceștia sunt oamenii care în curând se vor război cu Dumnezeu, cu mielul. Dar mielul, adică Iisus Hristos, îi va birui pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El apoi mai spune încă un lucru foarte interesant, foarte important. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu Iisus Hristos, de asemenea îi vor birui. Este o luptă în mijlocul cărora ne aflăm fiecare dintre noi. O luptă. În orice loc, în orice spațiu, în orice domeniu în care cineva își declină responsabilitatea pe care o are, în orice loc și în orice spațiu în care cineva renunță la autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu, nu face un act sfânt. Actul acela pe care îl face în mod inconștient este un act de trădare în care el refuză ce i-a dat Dumnezeu, la fel ca omul acela care a ascuns talentul, a refuzat să facă ce a zis Dumnezeu să facă, este al tău, ți l-am dat, nu există om care să nu fi primit talent, nu există om care să se fi născut pe pământ și care să nu primească autoritate de la Dumnezeu. Eram într-o zi foarte necăjit și acolo unde lucrez este o parcare subterană. În timp ce ieșeam cu o mașină, trebuia să merg undeva, am luat o mașină și ieșeam din parcarea subterană, foarte năcăjit, abătut, așa că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. De multe ori suntem năcăjiți așa. Sus era o mămică care trecea pe trotuar, trebuia să traversez un trotuar când urcam cu mașina, era o mămică care trecea cu un băiețel care avea sindromul Down. Știți, e deformat capul, are ochii așa mai depărtați, e o boală teribilă, e o boală teribilă care medicina ce cunoaștem noi nu are vindecare pentru așa ceva. Și în timp ce eu eram năcăjit și vreau să plec din locul acela, băiețașul acela se oprește, mama îl trage după ea ca să meargă în treaba lor, să-mi facă loc să ies. Băiatul acela se oprește, se întoarce un picuț așa în spate și îmi zâmbește cu gura până la urechi și îmi face așa cu mâna.
Și în momentul acela a fost ca o palmă peste obrazul meu. Păi, băiatul ăsta care chiar are probleme, e atât de fericit și îmi face... Pare el așa... Ce așa fericit îmi face cu mâna? Era cu zâmbetul până la urechi. Când mă uit în oglindă, eu nu eram așa. O vină de la mașină. Eu eram trist, eram necăjit. Și a fost... Da. Ce fel de îmbărbătare mi-a dat Dumnezeu și ce fel de mustrare mi-a dat Dumnezeu. Poate credeți că autoritate, stăpânire au primit numai mai mari lumii acesteia? Nu! A primit și un copilaj cu sindromul Down. Are ceva de făcut? Copilașul ăla bolnav are ceva de făcut. Și face! Nu zice zâmbește tu în locul meu că eu sunt bolnav și eu nu pot. Eu am un motiv să fiu supărat. Zâmbește tu că tu n-ai niciun motiv. Ei își îndeplinesc sarcina, lucrarea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Nu, marea majoritatea lor probabil că nu pot să se angajeze niciunde, nu pot să facă nimic, marea majoritate, probabil, dar pot să facă ceva. Le-a dat Dumnezeu autoritate. Știți ce autoritate a avut asupra mea? Că în momentul acela când am văzut cum se întoarce înapoi, mămica sau bunica, cine era, nu știu, trăgea de mână și el s-a tras înapoi, dar nu mă știa, nu mă cunoștea, nu eram prieten, ca zic că m-a revăzut. Era o persoană pe care am mai văzut-o, cred că de vreo două ori pe acolo prin zonă, dar care m-a văzut pe mine și era atât de fericit, era cu gura până la urechi și mi-a făcut așa cu mâna, era fericit că mă vede. I-am făcut și eu cu mâna, zic, Doamne, pentru că fiecare om a primit ceva de făcut. Nu există om bolnav, nu există copil, nu există om cu deficiențe, cu orice fel de rămânere în urmă ar fi, care să nu aibă ceva de făcut. Am avut o fetiță cu epilepsie la noi în casă. De la fiecare copilaș care a trecut pe la noi prin casă, am avut multe lucruri de învățat. Multe lucruri de învățat. În suferința lor și în necazurile lor, știau să ne învețe pe noi câte ceva. Ce vreau să spun? Ne îndreptăm spre o perioadă în care cei care astăzi își dau stăpânirea lor altora, pe motiv că sunt mai bine pregătiți, dar Dumnezeu n-a zis cine e mai bine pregătit să conducă o casă. A zis bărbatul să fie, pe el voi trage la răspundere. Chiar dacă soția e mai bine pregătită. Nu copiii trebuie să conducă casa, chiar dacă ești mai școliți, ești mai inteligenți, ești mai bine pregătiți. Nu, bărbatul trebuie să conducă casa. Soția trebuie să-și conducă copiii, zice, să-i pregătească, să-i, în actul acesta al credinței, să-și pună încrederea în Dumnezeu. Copiii trebuie să fie supuși, vor crește mari, ce când vor crește mari, zice, așa a lăsat Dumnezeu rânduiala, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, conform rânduielii, și se va lipi de nevastă sa, vor fi un singur trup. Asta este rânduiala lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când omul zice, vom face altfel pentru că e mai bine, e cineva mai pregătit, e cineva mai competent, e cineva mai credincios, dar Dumnezeu nu a zis că trebuie să fie împărțite slujbele după competențe și după asemenea lucruri. Și atunci când hotărârea aceasta dumnezeiască este schimbată în favoarea binelui, fiecare refuz al stăpânirii, al autorității pe care ne-a dat-o Dumnezeu și al puterii pe care ne-a dat-o Dumnezeu este oferită diavolului. Ar trebui ca cei care își oferă autoritatea pe care le-a dat-o Dumnezeu și fac un pas în spate și le oferă altora, gândindu-se că fac un lucru bun, că ești mai bine pregătiți, că ei știu mai bine, că na, curtoazie și trebuie să fim, uite cum, să lăsăm pe alții. Nu trebuie să lăsăm pe alții. La fel cum am pățit eu cu cei doi câini, la fel se pățește și cu oamenii. Vrăjmașul nu are niciun fel de interes ca lucrurile să se desfășoare cum le-a lăsat Dumnezeu. Și din cauza aceasta caută orice ocazie ca cei pe care Dumnezeu i-a așezat în anumite locuri să facă ceea ce trebuie, să nu mai facă. Și autoritatea, puterea și stăpânirea lor să fie dată unor oameni, pentru că, și acum sunt diferite, se zice că ar fi mai competent, dar nimeni nu e mai competent ca omul lui Dumnezeu. Nimeni nu are lumină mai multă, oricâtă pregătire școlară are, nu poate avea mai multă pregătire decât un om al lui Dumnezeu care primește lumină. Poate că are mai mulți bani, da, poate că ar putea investi mai mult. Nu asta a zis Dumnezeu. Celui cu bani a zis, tu vei fi stăpân acolo, în zona ta. Iar celui care se ocupă de Scriptură, tu trebuie să știi ce ai de făcut foarte bine. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patini scârboase, zice, pentru că femeile lor au schimbat întrebuințela firească lor într-una care este împotriva firii, împotriva ce a lăsat Dumnezeu. Pe tot parcursul existenței ființei umane, tot s-a răzvrătit și a vrut să schimbe firea. Vedeți ce se întâmplă în ultima perioadă?
schimbăm firea, schimbăm hotărârile pe care le-a lăsat Dumnezeu. Dar așa a fost, așa a zis Dumnezeu, nu contează, e mai bine așa. Mai bine să facem așa. Lasă cu tare mai buni, mai competenți, mai... Uite că el știe. Ce știe? Dumnezeu nu i-a dat lui să facă. Mi-a dat mie, poate, ți-a dat ție. I-a dat acelui copilaș cu sindromul Down autoritatea să mă trezească pe mine. Și copilașul acela și-a îndeplinit autoritatea. N-a zis, eu nu zâmbesc, pune pe altul care e sănătos, că pe mine mă ții bolnav. Și a zis, îi voi zâmbi. Și mi-a zâmbit, mi-a făcut cu mâna și m-a trezit. Nu uit nici acum, și-au trecut ani de zile de atunci. Nu uit nici acum ce a făcut Dumnezeu prin acel copil. Nimeni nu se poate sustrage. Nimeni nu poate spune că n-a primit de la Dumnezeu și talanții nu se referă doar la talente. Că Dumnezeu a dat unui talent, altuia a dat două talente, altuia, eu știu să cânt și la chitară și la aia și la alții nu știe. Da, dar fiecare i-a dat câte ceva. Iar cel care refuză să folosească ce i-a dat Dumnezeu, autoritatea și stăpânirea, zice că o dă altcuiva. Nu rămâne nefolosită. Cineva se va folosi de stăpânirea, de autoritatea lui și va face prăpăd. Când un bărbat, dau un exemplu, acum intru în câteva detalii, când un bărbat renunță la hainele bărbătești, omul acela renunță la stăpânirea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Când o femeie renunță la hainele de femeie și se îmbracă cu hainele de bărbat, renunță la stăpânirea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ci că femeia are un statut în societate și este stăpână peste casa, zice, unde este femeia aceea credincioasă care dimineața până seara zice, se gândește, cumpără un ogor, face de mâncare, are grijă de copii, zice că femeia va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă stăre în credință. Cine zice că femeia e mai jos decât bărbatul? Bărbatul nu poate să nască. A, vrem noi să schimbăm situația. Vrem să dăm rolul de mamă unui bărbat, rolul de bărbat unei femei. Și zice Dumnezeu, cei care astăzi fac așa, mâine se vor război cu Dumnezeu. Dar, atenție, cei care sunt chemați, cei care sunt aleși, cei care sunt credincioși, care sunt cu Dumnezeu, aceia îi vor birui pe toți aceștia. Nu se vor lăsa amăgiți de aceste infuzii pe care ni se fac în fiecare zi. Specialistul trebuie să... Cutare trebuie să... Altcineva decide în familia ta. Soțul și soția n-au nicio autoritate. E cineva din exterior. Nu știm cine. Nimeni nu l-a controlat. Nimeni nu știe dacă e de bine sau de rău omul respectiv. Dar el trebuie să decide dacă copiii rămân cu părinții sau nu. Ați văzut? Și cei care astăzi dau stăpânirea lor altora, pare un lucru evlavios. Pare ceva, vezi, cât bun simț în omul ăsta, că i-a cedat locul altcuiva să vorbească în locul lui. Nu, nu. Dacă Dumnezeu mi-a zis să spun ceva, eu trebuie să spun. Un proroc al lui Dumnezeu scria într-o carte, acum vreo 100 și ceva de ani, Dumnezeu a încredințat fiecărui om o lucrare pe care nimeni altcineva nu poate face în locul lui. Dumnezeu a încredințat fiecărui om o lucrare pe care nimeni altcineva nu poate face în locul lui. Și am auzit, din nefericire destul de des, oameni care, vrând să pară evlavioși, vrând probabil să pară darnici, altruiști, au cedat locul când au fost chemați să facă ceva și au zis, nu, lăsăm pe cutare, sigur, e tânăr, e... Dar tu ai fost chemat să faci. Tu ai fost numit. S-a zis numele tău, nu numele lui, nu numele ei. Și acum, în binele acesta, infuzia aceasta de bine, că fiecare gest și fiecare hotărâre pe care a lăsat-o Dumnezeu trebuie să fie înlocuită cu una mai bună. Cu una mai bună. În infuzia aceasta de gândire care încearcă să ne se bage nou în creier, în cap, Dumnezeu are un cuvânt de spus. Dacă pe tine te-am chemat, tu faci treaba asta. Indiferent cine vine și indiferent cine crede că e mai bine. Tu fă ce te-am trimis să faci. Orice renunțare la ce a poruncit Dumnezeu în favoarea unei soluții mai bune e dat vrăjmașului. E dat vrăjmașului. Orice soluție care vine e mai bun decât a zis Dumnezeu. E mai bine. E mai bine. Adică Dumnezeu a zis așa, dar noi facem mai bine.
Știi? Dumnezeu i-a zis să n-aveți de-a face cu oamenii aceștia. Noi avem de-a face, că poate îi pocăim, le vorbim, îi primim în casă. Chiar de dimineață vorbeam cu cineva și zicea că noi trebuie să fim ospitalieri, să-i primim în casă, să-i iubim. Dar cum rămâne cu partea alaltă? Zice că cu oamenii aceștia, în vremurile din urmă, vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, trufași, îngânfați, neîmblânziți, nemulțumitori și așa mai departe. O listă lungă, lungă, lungă. Ce să n-aveți de-a face cu ei, să nu-i primiți, să nu vă amestecați? Să n-aveți de-a face cu ei. Păi cine să-i primească în casă? Și Dumnezeu zice, depărtați-vă de ei. Noi avem o soluție mai bună. Noi îi primim în casă. Dragii de ei, și ei trebuie să fie mântuiți, să le vorbim despre Hristos. Orice hotărâre și orice autoritate pe care Dumnezeu o dă unui om și îl renunță la ea ca să facă mai bine decât a zis Dumnezeu, zice că lucrul acesta înseamnă un cadou făcut diavolului. Ar trebui să ne gândim de acum înainte la statutul pe care îl avem, fiecare dintre noi. Să ne gândim nu cu răutate, nu cu violență, că trebuie să ne impunem autoritatea, puterea și stăpânirea peste ce ne-a dat Dumnezeu. Nu, nu în sensul acesta. Dar trebuie să știm că Dumnezeu a creat totul și a pus niște legi precise de funcționare. A luat niște hotărâri. Și cine nu se ține de hotărârile lui Dumnezeu, cine nu acceptă hotărârile lui Dumnezeu, cine îngroapă talentul și îl dă pământului, da? Spre nefolosință, zice că toți oamenii aceștia în curând se vor ridica împotriva lui Dumnezeu. Ei deja sunt împotriva lui Dumnezeu, se vor ridica împotriva lui Dumnezeu și lucrul acesta va fi teribil pentru că, zice Dumnezeu, îi va bate pe toți, îi va învinge, îi va nimici. Mai este un lucru foarte important și acum vreau să îl specific. Zice că și cei care sunt chemați, auziți, după Dumnezeu nu merg cei care se aleg singuri. Ați înțeles? Da. După Dumnezeu nu alegi tu dacă să mergi tu sau să nu mergi. Nu tu alegi. Nu pot să aleg eu pentru copiii mei, trebuie să-i pregătesc, să-i dau la o școală să meargă după Dumnezeu. În niciun caz. Ci cei care sunt chemați de Dumnezeu, spune mai departe, aleși de Dumnezeu. După ce i-a chemat, vede dacă tu ai rămas la hotărârile Lui. Te-a chemat Dumnezeu, ce ai făcut cu autoritatea pe care ți-a dat Dumnezeu? Și dacă ai făcut ce trebuie, ce că El te alege. Numai că te cheamă, te și alege. Ca să faci o lucrare importantă. Și credincioși, credincioși lui Dumnezeu și care sunt cu El. Zice că oamenii aceștia sunt singurii care vor birui. Îmi stărie așa cum am minte cuvintele pe care le tot aud în ultima perioadă, că Dumnezeu ne iubește pe toți. Ne iubește așa cum suntem. Nu scrie niciunde că ne mântuie așa cum suntem. Și nici că ne bagă în cer așa cum suntem. Îmi stărie în minte pentru că se merge foarte mult pe latura aceasta sentimentală, că Dumnezeu este bun și este bun. Ne dă har și este har. Chiar am zis-o la început. Îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat timp ca să mă pocăiesc. Mi-a dat ocazii. Mi-a dat mustrări. Mi-a dat ajutor ca să mă îndrept, că am nevoie să fac lucrul ăsta. Dar mă gândesc acum, oare nu cumva în spatele acestei umbrele de vai cât de bun e Domnul, nu cumva stă răutatea unor oameni? Nu cumva în spatele declinării responsabilității pe care ne-a dat-o Dumnezeu, că noi refuzăm să facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu, lăsăm pe alții că sunt mai în vârstă, că sunt mai deștepți, că sunt mai cu bani, că sunt mai, eu știu, cu școală mai multă. Nu, Dumnezeu m-a chemat pe mine și eu trebuie să fac ce mi-a dat Dumnezeu. Nu cumva în spatele acestui altruism fățarnic, nu cumva stă un om care urăște hotărârile lui Dumnezeu? Omul care se opune la ceea ce a hotărât Dumnezeu și zice, o să fac mai bine. Domnul a zis să mă depărtez de oamenii aceștia mincinoși, bârfitori, oamenii aceștia neiubitori de bine. Da, 2 Tesaloniceni 3, citiți primele 15 versete. Domnul mi-a zis să mă depărtez de ei. Eu fac mai bine decât a zis Domnul. Fac mai bine. Eu mă amestec între ei, le slujesc nevoilor așa cum făcea Hristos, le împlinesc nevoile lor, mă rog pentru ei și câștig ce Domnul Hristos lasă-i. Poate că în momentul în care ei vor vedea că nu sunt primiți, își vor da seama că este o diferență. În momentul în care te amesteci, lucrurile ies mai rău.
Vreau să vă citesc ce a zis un om al lui Dumnezeu. Mulți dintre cei care au o cunoaștere inteligentă a adevărului și sunt în stare să-l apere cu argumente, nu fac nimic pentru zidirea împărăției lui Hristos. Ne întâlnim cu ei din când în când, dar nu aduc nicio mărturie proaspătă a experienței lor personale în viața de creștin. Nu relatează nicio biruință nouă, nicio luptă sfântă câștigată. În loc de aceasta, observe aceeași veche rutină, aceleași expresii în rugăciune și în predică. Ați înțeles? Oamenii care și-au declinat, care au renunțat la autoritatea și stăpânirea lor, oamenii care, cum spune aici, care n-au fost chemați de Dumnezeu, n-au fost aleși de Dumnezeu, care nu-i sunt credincioși de Dumnezeu, care nu umblă cu Dumnezeu, oamenii aceștia au o rutină. Și dacă te uiți cu mare băgare de seamă, vei vedea că n-au realizat nimic în viața lor pentru împărăția lui Dumnezeu. Când trebuie să ridice cineva în picioare, nu se ridică nimeni. Când trebuie să spună cineva tare și respicat, nu spune nimeni. Suntem foarte smeriți, suntem foarte... Și Dumnezeu a zis, dacă voi nu vreți să spuneți nimic, voi trimite eu pe Ioan Botezătorul. El va spune, știe ce are de spus. Nu vi s-a părut ciudat că la vremea respectivă erau foarte mulți oameni religioși, care vedeau ce face Irod, care vedeau ce se întâmplă, niciunul n-a spus nimic. Știți cine a zis? Unul care n-a fost la școlile lor. Ioan Botezătorul. A venit din pustie, acolo l-a pregătit îngerii, l-a pregătit Dumnezeu și când a venit, n-avea mintea compromisă, n-avea sufletul compromis, a fost singurul care a avut ceva de zis. Și tot poporul a văzut că el este trimisul lui Dumnezeu. Vrăjmașul va profita ca să-și împlinească planul. Cedarea puterii înseamnă trădare, spuneam adineauri. Tăcerea în vreme de război e cel mai înalt act de trădare. Suntem chemați fiecare dintre noi în locul în care suntem să avem ceva de spus. Gândiți-vă doar atât. Sunt unii oameni care hotărăsc soarta lumii. E problema lor, pe ei va judeca Dumnezeu dacă fac bine, dacă fac rău. Dar unde este glasul poporului? Unde sunt acei oameni care zic tu fă cum vrei, dar eu nu votez. Eu nu votez treaba asta. Eu nu pot să ridic mâna, eu nu pot să ies să fiu de acord cu așa ceva. Dacă vrei să faci, faci singur. Întoarceți-vă puțin în urmă și gândiți-vă la ce s-ar fi întâmplat dacă generalii lui Adolf Hitler ar fi renunțat să facă ce le-a poruncit el. El a avut autoritate asupra lor, dar și ei au avut autoritate și ei puteau să se opună. Autoritate mai mică, dar puteau să se opună. Puteau să zică, da, vrei să-i bagi în 3.000, 5.000 în fiecare zi să-i omori? Eu nu fac lucrul ăsta, te duci și bagi tu dacă vrei. Ce autoritate ar fi avut Hitler în fața milioanelor de oameni? Ce ar fi putut să facă el fără ajutoarele acestea trădătoare? Ce ar fi putut să facă? Vă spun ce, nimic. Nimic. Așa începe trădarea, cu o tăcere aparent evlavioasă și continuă cu un război în care mor oameni nevinovați. Domnul Iisus Hristos n-a dat niciodată un pas înapoi. Domnul Iisus Hristos niciodată n-a cedat, ci a încredințat Dumnezeu lui altei persoane. Și a zis, vă dau putere să, peste stăpânire, peste demoni, peste boli, peste orice fel de boală, duceți-vă și aveți bucuria aceasta pe care o primiți de la mine. Și zice că după ce s-au dus, s-au întors înapoi plin de bucurie, că primiseră de la Dumnezeu stăpânirea și autoritatea peste orice fel de boală, peste orice fel de neputință, peste orice fel de demoni. Unde este autoritatea asta astăzi? În mâinile cui? Cine mai poate face așa ceva? Mi s-a zis că la vremea aceea era nevoie de semne și minuni ca oamenii să creadă. Nu. Zicea Domnul Hristos, voi fără semne și minuni nu credeți? Nu vă voi da niciun alt semn, niciun fel de minune. Nimic. Semnul prorocului Iona. Atât. Dacă voi înțelegeți ce e bine, dacă nici măcar nu vă zic despre ce e vorba. Și a lăsat. Deci că au fost cetăți pe care le-au ocolit. Deci nici n-a intrat. A văzut că n-au credință, nu s-a încurcat cu ei. Pentru că Domnul Iisus Hristos niciodată n-a dat ce a încredințat Dumnezeului. Știți că acolo unde scrie pilda cu talanții înainte de aceea este pilda cu fecioarele. Știți ce spune pilda cu fecioarele? 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Zice că la un moment dat, când a venit Domnul Iisus Hristos, mirele
5 din ele au avut un de lemn, da? În candele, 5 nu. Și cele care n-au avut le-a zis celelalte, dați-ne și nouă. Dă-ne de la voi. Știți ce au zis cele care au avut? Nu vă dăm nimic. Să meargă să cumpere de la... De la noi nu primiți nimic. Ce ne-a încredințat Dumnezeu nou, nu dăm la nimeni. Nu e un act egoist, ci este o hotărâre pe care a lăsat-o Dumnezeu. Bine ar fi să pricepem lucrul ăsta și cei care pricep, măcar în zona lor, măcar în zona în care își desfășoară activitatea. Ați văzut până și un copilaj care probabil că niciodată nu va putea să se angajeze undeva, să lucreze. Dar copilașul acela a schimbat felul meu de a fi în acea zi. Închei cu gândul acesta. Domnul Iisus Hristos niciodată n-a cedat nimic din ceea ce a încredințat lui, Tatăl. I-a dat autoritate și autoritatea aceea a păstrat-o și și-a păstrat autoritatea, stăpânirea. Deci că Dumnezeu a încredințat lui toată stăpânirea. Faptul că atunci când ne-am născut, Dumnezeu a așezat în dreptul fiecăruia dintre noi ceva și a zis, omul acesta ar trebui să meargă pe calea aceasta. Iar noi pe parcurs am fost de acord sau am refuzat, este cu totul altceva. Se apropie clipa în care va veni Domnul Iisus Hristos. Singurul lucru care va conta va fi următorul. Dacă fiecare dintre noi am răspuns în felul la care s-a așteptat Dumnezeu să răspundem la ceea ce ne-a dat. Nimeni nu se poate sustrage să zică, a, da, vezi, e altul mai bun ca mine să facă el. Pentru că Dumnezeu a încredințat fiecare om o lucrare pe care nimeni altcineva nu poate face în locul lui și nici nu va face. Și notița aceea sau paranteza aceea de comentarii era că chiar dacă va face cineva, va încerca să facă cineva, nu va face în felul în care Dumnezeu se așteaptă ca omul acela să facă. Ați perceput? Înțelegeți? Adică ce fac eu, nu pot face decât eu, în felul meu. Ce face fratele Florin, nu pot să fac eu în locul lui decât o poate face el în felul lui. Și Dumnezeu așteaptă de la fiecare lucrul ăsta. Dacă va veni Hristos în curând și nu ne va găsi reacționând în felul acesta la hotărârile lui, va fi vai și amar de noi. Dar vreau să închei cu un gând pozitiv. Nu m-am gândit niciodată la treaba asta, dar acum îmi vine în minte. Un câine rebel, un animal, a priceput cine e stăpânul. A încercat să fure stăpânirea din mâna mea și să fie stăpânul meu și să mă muște, să mă pedepsească când ies în curte pentru că nu știu ce era în creierul lui, dar a înțeles lucrul ăsta. Al doilea câine, care îl avem astăzi și care ne înțelegem destul de bine cu el, e mai jucăuș, nu știu cum, eu credeam că după un an se liniștește și sunt mai serios. E jucăuș, are 2 ani și ceva și se joacă. Când mă vede, imediat găsește ceva de pe jos, nu știu, orice, se uită atent ce e pe jos, ia ceva de pe jos și face așa, așteaptă să fug după el, că așa mă joc eu cu el, fug după el ca să iau ce-a luat. Și orice găsește, o pungă, ceva, o jucărie, ce găsește, ia și asta face în fiecare zi. Vin tăbărât de la servici, obosit, de multe ori și numai de la servici și din alte locuri, singurul lucru pe care știe să-l fac este să mă înveselească, să uită în stânga, în dreapta, ia și fuge. Ce vreau să zic cu lucrurile acestea? Niște animale au priceput exact ce a zis Dumnezeu. S-au răzvrătit că sunt animale și au vrut să-și pună stăpâni. E în firea lor, în sângele lor. E câine-lup, adică e pe jumate câine, pe jumate sau cât o fi lup. Dar au înțeles și ele. Oare ce pedeapsă vor lua oamenii care nu vor să înțeleagă ce a hotărât Dumnezeu? Ultima dată citesc versetul acesta, versetul 13? Nu, 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. La asta ne-a chemat Dumnezeu, pentru asta ne-a ales. Acestui lucru trebuie, sau acestui fapt trebuie să fim credincioși, umblând cu Hristos, pentru că altfel nu vom birui.
Nu există nimic mai bun decât a hotărât Dumnezeu. Nu există idee sau plan mai bun. Nu există soluție mai bună decât a hotărât Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a zis cu ei nu te încurci, nu te încurci. Și dacă Dumnezeu a zis la ei te duci, te duci. Și dacă Dumnezeu a zis du-te și nu te duci, e așa mare. Iona știe că trebuie să ducă. Și zicea la un moment dat un predicator, zice, Dumnezeu a pregătit pentru fiecare om o lucrare și un pește. Dacă nu face lucrarea pe care i-a dat-o, îl dă la pește. Iona știa ce are de făcut, dar a zis să ducă altul. Eu nu. Într-un final s-a dus și bine a fost. Sper ca fiecare dintre noi să pricepe un lucru ăsta, Dumnezeu să ne binecuvânteze. În primul rând să ne ierte pentru toate momentele în care ca părinți sau ca și copii sau ca și slujitori undeva la biserică sau în lumea aceasta am refuzat să ne exercităm autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și să ne ierte și să ne ajute ca de acum înainte să facem ceea ce trebuie, umblând cu Hristos, onorându-L prin felul în care noi suntem de acord și punem în aplicare hotărârile Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.